Primăria municipiului Galați a luat decizia în cadrul Comisiei Municipale pentru Siguranța Circulației să fie desființată trecerea de pieton de pe bulevardul George Coșbuc din dreptul blocului M2. Purtătorul de cuvânt Mihai Costache spune că hotărârea este justificată de faptul că trecerea de pieton era puțin frecventată și în zonă s-au întâmplat multe evenimente rutiere. Dimineața o echipă Ecosal a șters marcajul de pe carosabil și a fost luat și indicatorul rutier, semnul rutier. Pentru că era o trecere de pietoni foarte puțin frecventată, s-au întâmplat de-a lungul timpului și accidente rutiere acolo cu pietoni care fie nu au primit prioritate, fie nu au acordat ei prioritate mașinilor și mai mult decât atât, pe o rază de 200 de metri stânga-dreapta mai sunt alte două treceri de pietoni. Așa că cea mai bună decizie a fost aceea de a desființa trecerea de pietoni, facilitând o creștere a afluenței circulației autovehiculelor. Galățenii care trec zilnic prin zone sunt de părere că aceasta nu trebuia desființată. Știați că aici nu mai e treceri de pietoni? A fost Am văzut că au făcut ăsta negru, dar am mai văzut pe cineva trecând și m-am riscat. De astăzi de dimineață nu mai este. N-am știut. Știu că era și era foarte util, având în vedere că e distanța cam mare pentru cele două treceri de pietoni. Deci era utilă. Era utilă, că știți, una e la tribunal acolo și cealaltă e la semafor. Nu e niciuna, decât de la un semafor la celălalt. Și ar trebui să mai fie. Păi ar trebui, dacă e loc public, aici este o instituție, ar trebui să fie, sigur că da. Din punct de vedere al utilității, cred că era utilă, fiind o instituție publică, mai ales pentru cei bătrâni. Dacă ar fi să judeca un șofer, cam întrerupea fluxul. De la semafor, oamenii intră la complex, deci este o întrerupere, cel care vine din spate trebuie să aștepte, după care iar o întrerupere și din punctul ăsta de vedere, adevărat, se fluidizează traficul, dar nu știu dacă e soluție. Când mă uit la strada Brăilei, din 20 în 20 de metri, jumătate trece pieton. Deci dacă ar fi să aleg între a menține și a desființa, sincer, aș alege să se mențină cu o semnalizare mai bună. Traversarea pietonală a bulevardului George Coșbuc se va putea face pe la cele mai apropiate. Două treceri de pieton de la intersecția cu strada Brăilei, respectiv cu străzile Mihail Cogălnicianu și Gheorghe Doja.